Cafea și business în noul an Ce faceți, prieteni? Sper că ați intrat în an în forță. Sper că pentru voi să fie un an foarte, foarte plin și foarte productiv. Deci vreau să începem cu asta. Apoi, gata, ne apucăm de știri direct. Vreau să vă zic că acest format de știri va fi mai scurt, dar mai des. Pentru că înainte, după cum știți, făceam o dată pe săptămână să zicem, luam mai multe știri, discutam câte 20 de minute despre ele. Mai bine le facem mai la zi, mai actuale, mai puține știri. Așa că haideți să intrăm în treabă. Cel mai mare site din dark web care comercializa carduri furate s-a închis și probabil vă gândiți că FBI-ul a intrat și a făcut și a cercetat și a închis și a prins. Nu. De fapt, motivul adevărat este oamenii au îmbătrânit și vor să iasă la pensie practic. Adică cât de tare e treaba asta? Pur și simplu, tu să ai o afacere ilegală și la un moment dat să zici, păi, mă pensionez, gata, mi-ajungi. Și pur și simplu asta s-a întâmplat. Deci este un site, după cum știți, probabil, dar cu ebulare are, găsește orice fel de chestii dubioase, adică de la trafic de arme, să angajezi hitmen la carduri furate. Și aceștia au încasat în 2021 o de de dolari, uh, echivalentul în Bitcoin. Și după cum spun ei, nu vă gândiți că ar fi ceva, deci au dat și un mesaj cum ar veni utilizatorilor ca să nu rămână oamenii așa în aer, că nu vă gândiți că este ceva vreo uh, teoria conspirației, pur și simplu nu mai suntem tineri. Și cam acesta este, deci, na. Dacă urmăreați să cumpărați niște carduri furate, să știți că cel mai mare site s-a închis. Mai mult de 80 de companii care verifică adevărul, dacă vreți să le zicem așa, sau fact-checking pe internet, în special pe YouTube, au făcut un fel de plângere către YouTube că aceștia nu se implică pe partea asta de verificare a informațiilor și că există o grămadă de informații false la ei pe platformă. că nu s-ar implica la fel de mult cum se implică alte platforme precum Facebook sau Instagram, care practic nu te lasă să postezi absolut nimic, te anunță că vezi că dacă postezi despre subiectul ăsta, mai bine îți ascundem postarea ta și dăm publicăm numai sursele verificate. Nu știu, tehnic vorbind, cred că ar fi destul de greu pentru YouTube să facă asta pentru că se postează destul de mult, dar într adevăr, sunt complet de acord. Pe YouTube se postează foarte, foarte, foarte multe informații greșite. Și problema mai mare este pentru că dacă ar fi fost o chestie, unul să zică că cerul e verde, unul că cerul e albastru, altul că cerul e rozaliu, nu era chiar o problemă, dar majoritatea acestor informații greșite se postează cu un interes. Adică oamenii cumva la în spate vor să facă niște bani pe urma înșelăciunii și acolo intervine o problemă. Dar nu știu dacă YouTube-ul practic va face ceva în direcția Asta, în momentul de față cred că este foarte greu să sortezi informațiile de pe YouTube. Adică dacă ești la început și nu ai un filtru propriu pentru o informație, să zicem, uite, nu știu, în fitness, da? pentru că este domeniul meu principal, să zicem din spate. Și dacă intri și cauți ceva de fitness, nu poți ști ce este adevărat și ce nu este dacă nu ai un filtru personal. Adică dacă unul îți spune mănâncă 30 de grame de pui, că îți pu iei toate proteinele de care ai nevoie din acele 30 de grame, tu nu ai de unde să știi dacă este adevărat sau nu. Și asta este o mare, mare problemă, pentru că înainte genul ăsta de informație, de jurnalism sau să zicem de reportarea unor informații era oarecum verificat. Acum nu mai este. Oricine are un telefon și are un cont de Google poate să pune informații pe internet. Ceea ce este și bine într-un fel, dar este și foarte, foarte rău. Mergem mai departe. Kim și cu mai mulți alții, printre care și Floyd Mayweather, Paul Pierce și așa mai departe, au fost acuzați că au luat parte la o operațiune de schimb din cripto și anume de genul acela Pump and Dump. Au susținut o monedă și anume Ethereum Max, care bineînțeles a mers clasic, s-a dus foarte mult sus și apoi s-a dus foarte mult în jos. Așa că majoritatea oamenilor și-au pierdut banii și acum ei sunt dați în judecată într-un proces din acesta colectiv. Nu știu acum cât vor fi ei de practic nu aceste vedete au plecat cu banii, adică nu cred că ei sunt în spatele acestui schem, dar au fost atrase în schem. Și vă dați seama, când Kim Kardashian, care are prin unul dintre cele mai mari conturi de Instagram din lume, dacă nu cel mai mare, nu știu, se băteau ei în top acolo, susține o criptomonedă, vă dați seama că mulți au investit, pentru că vă dați seama, dacă a investit Kim Kardashian, păi cum să nu ieși tu? Dar acum și nu că ei aș condamna pe acei oameni, dar dacă ajung să-ți informații de pe bursă, informații financiare, de la Kim Kardashian, atunci și tu ai o mică problemă. Mergem mai departe. Cu o știre destul de uh, tristă, din păcate și anume pâine și alte produse de panificație se vor scumpi uh, și bănuiesc că din exterior se vede ca și cum acei brutari vor face și mai mult profit pentru că ei s-au gândit să scumpească produsele, dar uh, din păcate adevărul este altul pentru că pur și simplu facturile lor sunt mult mult mai mari. Adică din ce vedem așa s-a scumpit în primul rând materia primă deci înainte o tonă de grâu era 800 de lei Acum este 1450 de lei, deci a dublat, a crescut în jur de... 75-80% să zicem, prețul, după care o creștere de 5-6 ori la gazele naturale și o creștere de 4-5 ori la electricitate doar în ultimul trimestru. Și acestea sunt cheltuieli foarte importante, adică ție dacă să zicem îți crește curentul acasă, plăteai 80 de lei și acum plătești nu știu, 300 de lei, bun, te afectează, este un cost mare, dar nu este chiar așa o tragedie. La un business care consumă foarte mult curent, foarte mult gaz și aceasta chiar este o cheltuială importantă, aceasta să ajungă de 5-6 ori mai mare, este o mare problemă. Adică te poate duce din stadiul de profitabil la pierdere maximă destul de repede, pentru că majoritatea businessurilor mari, să știți că nu merg cu un profit foarte mare în sensul de procent, pentru că bun, suma poate este mare, rulajul este foarte mare, dar procentul este destul de mic. Și în momentul în care lucrurile acestea cresc, adică gazul, să zicem, a crescut cu 400%, curentul 400%, prețul la materie primă 70% și așa mai departe, acel procent mic pe care tu l-aveai profit se duce. Și asta este o problemă nu doar pentru cei care sunt în domeniul panificației. Știu sigur, de exemplu, eu am o colaborare de foarte mult timp cu o firmă de suplimente pe partea de fitness, cu Genius Nutrition și am vorbit despre materiile prime, practic, pe care ei le cumpără pentru suplimentele lor. Și am spus că la aproape toate suplimentele s-au scumpit materiile prime la modul unele chiar dublu, altele peste dublu, deci este o problemă în mai multe industrii, nu doar în partea asta de panificație. Și vreau să încheiem cu două știri despre Crypto.com. În primul și în primul rând au făcut această opțiune de a converti CryptoDust. Știți că în momentul în care vinzi, cumperi ceva, îți rămân niște mici procentaje, niște mici rămășițe, să zicem așa, 0,0000, nu știu ce, de Ethereum sau în film. Și nu prea ai ce face cu acele rămășițe, mai ales dacă schimbi foarte mult te faci destul de multe trade-uri și swap-uri de genul ăsta, rămâi cu ceva rămășițe din astea cu care nu ai ce să faci. Aceștia au făcut opțiunea de a schimba toate aceste rămășițe în mod automat în CRO și apoi poți să-l folosești, să-l schimbi, să faci ce vrei tu cu el. Te ajută destul de mult, în special dacă ești un trader activ și au îmbunătățit platforma de trading. V-am zis că ei au pornit ca aplicație, da, unde mai mult făceai swap-uri, nu făceai trading, propriu zis să ai opțiuni de feature și așa mai departe, cu leverage deci doar mai multe erau pe swap și pe variantele astea de unde puneai la staking în diverse motive, în diverse feluri, la earn de exemplu sau la supercharge și așa mai departe. Și acum își îmbunătățesc foarte mult platforma de trading și în acest. În această direcție au și achiziționat două companii, acum de recent, în luna decembrie, au achiziționat Nadex și cu The Small Exchange. Ambele sunt exchange sunt companii care cu asta se ocupă cu exchange de active în piețele financiare și ambele au tehnologii diferite. Adică The Small Exchange se ocupă mult pe futures, pe partea asta, Nadex se ocupă cu să zicem contracte, option trading și așa mai departe. Adică cumva sunt diferite și sunt inovative în felul lor și cred că ambele vor ajuta mult crypto.com să crească ca și platformă ca și tool-uri pe care le poate oferi clientului final. Până la urmă, urme, pe tine ca și client final te interesează anumite chestii. Te interesează ca lucrul pe care îl cauți să-l găsești pe acea platformă, te interesează ca cheltuielile pe care le ai pe platformă să nu fie foarte mari, adică comisioane de retragere, de depunere, procesul să fie ușor, pentru că au mai întâlnit cazuri în care pui niște bani pe platformă, dacă vrei să-i scoți, pe păi stai că nu e așa, trebuie să faci niște, treci prin PayPal, treci prin aia, banca ta nu acceptă, probleme de genul Asta. Adică omul urmărește să fie ușor de scos, ușor de băgat, într-un final să ai multe tuluri de care ai nevoie. Adică dacă ai nevoie de leverage, să ai leverage, dacă ai nevoie de stop loss, să ai stop loss pe chestiile astea, în funcție de ce tip de investitor ești, cauți anumite tuluri Și cred că asta urmărește Crypto.com. cumva să aducă cât mai multe tooluri în ecosistemul acesta al lor pentru a mulțumi cât mai mult clientul final. Și cam acesta a fost pe astăzi, bineînțeles. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Instagram aici pentru chestii interesante. Nu uitați să intrați pe site-ul nostru pentru că am început să punem articole foarte interesante și bineînțeles că ne vom vedea la video următor. Pa!